În contextul anului 2022, ca an omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și ca an comemorativ al Sfinților Isihaști, Episcopia Severinului și Strehaiei a organizat simpozionul internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Tematica propusă pentru dezbatere a pornit de la cea mai de preț încercare a omului de a intra în legătură cu Dumnezeu, rugăciunea, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2022 drept anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului, ca urmare a necesității accentuării rolului rugăciunii în viața oamenilor, în contextul impactului pe care pandemia l-a avut asupra noastră a tuturor. Se cuvine să-i mulțumim prea bunului Dumnezeu, fiindcă ne-a ajutat ca în acest an de grație 2022 să ne vedem împreună, să fim în comuniune la simpozionul ajuns la cea de-a 14-a ediție Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Vorbirea cu Dumnezeu, rugăciunea, este încercarea omului de a împlini întâia poruncă. Să iubește Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău. Sfântul Isaac Sirul spune că prin rugăciune noi ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, fiindcă, citez, dragostea este din rugăciune, deci dragostea de Dumnezeu vine din convorbirea cu El. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, un om implicat în comunitate și mereu alături de cetățeni, a vorbit în cadrul ședinței despre importanța rugăciunii în momentele grele prin care trecem și despre faptul că aceasta ar trebui promovată în special în rândul tinerilor și al copiilor. Tematica propusă pentru dezbatere pornește de la cea mai de preț încercare a omului de a intra în legătură cu Dumnezeu, rugăciunea. Declararea anului 2022 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, a pornit, desigur, de la necesitatea accentuării rolului rugăciunii în viața oamenilor, în contextul impactului pe care pandemia l-a avut asupra noastră a tuturor. Din păcate, tensiunile geopolitice generate de războiul de la granița României au adâncit și mai mult neîncrederea, lipsa de speranță și temerile oamenilor. Traversăm crize la care nu am fi gândit și cărora trebuie să ne facem față împreună, dar și individual. Am convingerea însă că oamenii nu și-au pierdut credința și, din contră, cu cât viața ne pune în fața mai multor încercări, cu atât credința este mai mare, iar prin rugăciune, gândurile și sufletele noastre găsesc liniște. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Florin, primiți întreaga mea considerație pentru misiunea pe care o îndepliniți față de cetățenii județului Mehedinți, pentru grija și rugăciunile pe care le îndreptați către Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre și mântuire. Nu doar acum, dar mai cu seamă acum, avem nevoie de modele de rugăciune personală, permanentă, iar preasfinția voastră este un model pentru noi toți. Pe de altă parte, oamenii au nevoie de modele în imediata lor apropiere, iar preoții parohi sunt primii pe care se îndreaptă când caută legătura cu Dumnezeu. Este un moment bun să promovăm rugăciunea în rândul tinerilor și în rândul celor mici. O educație în spiritul credinței poate fi șansa unui viitor mai drept pentru copiii noștri și pentru viitorul țării noastre. Nu închei înainte de a vă vorba un succes în cadrul simpozionului și fiecare plăciune ca Sfinții voastre și Sfinților voastre să ocrotească țara de cerere, să ne dea înțelepciune și putere să trecem peste încercările pe multe. Doamne ajută!
La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și a preasfințitului Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, au participat prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, alături de preoți și alți invitați.